Hei, salutare, dragilor! Cum venit la un nou episod de Plants vs. Zombie. Știu că nu prea am mai postat în ultimele zile, dar revenim astăzi cu un episod. Vreau să vă anunț despre sonorul jocului, deci vă garantez, dacă nu vreți, vă dau și demonstrație că am dat sonorul jocului la 1. Deci 1 scrie acolo, nu 0, ci 1. Dar deci este la minimul pe care pot să-l dau și sperăm că nu se mai aude tare. L-am dat la 1 în momentul în care am văzut că în episodul de Clash Royale se audea mult prea tare. Am făcut aici toate minigame-urile. Asta, bine, nu toate, dar asta o deblocăm după ce facem aventura. Acum continuăm cu aventura. 3 cu 5, 3 cu 6 în acest episod. Nu mă las unele să vorbesc. Așa, aici o să dăm restart, fiindcă în episodul anterior am fost obligat să... O să înțelegeți la ce mă refer. Începem episodul și mi-arată chestia asta. Amuzant lucrul despre procesul zombilor. Câteodată se fac chiar mici. Câteodată devin chiar mici. Chiar mici, chiar enervați. Să ne apărăm. Nu se vede așa frumos pentru voi, știu sigur, se vede puțin mai cenzurat. Pentru că e așa mai turtită imaginea. Dar e ok, adică... Presupun că voi nu vă interesează să vedeți imaginea... Bine, de fapt, ba da, vă interesează să vedeți imaginea HD, dar... Vă interesează să vedeți jocul în sine. Ok, aici o să dau o bombă. Nu complimentez prea multe, așa, vreau atacanți. Și dacă eu să... Ok, mai am încă. Oricum ăștia sunt mult mai slabi, sunt mai rapid, dar mult mai slabi. Ia, 1, 2, deci din 3 lovituri îl face pe ăsta. Aici, uite, pot să dau o bombă. Așa, una aici jos, că nu mai am atacanți. Dar chiar nu-mi dă atacanți. Ok, ăla-i ceva mai rezistent. Trebuie neapărat. Așa și așa. Ce faci de asta? Am făcut și pe ăla de pe apă. Am dat click în afară. Ei, nu am dat click în afară, dar am gustat puțin fereastra. Cu anii să filmez într-o fereastră mică, că nu am cum altfel. S-ar putea dacă dau aici? Yes, se apre sound aici, asta vreau. Cu grijă și cu atenție, atât, așa se face treaba, băieți. Aaa, uite, aici nu a fost grijă și atenție, că nu l-am prins și pe ăsta. Dacă eram, dacă așteptam, îl prindeam. Grava strică treaba. Cine nu-i atent pierde. Hai mă, cu atacantul, ca să nu sacrifică cirea și degeaba. De ce nu-mi dă încă un atacant? Hai mă, am destui nu fel momentan. Aia. Ăla pică, ăla pică. Nivelul ăsta mi se pare cam depășitor. Sincer, să vă zic. Ok, aici putem să luăm pulsa. Da, da, eu am făcut-o ca să mut ecranul puțin mai sus. Ui, că-mi doresc cumva din ori mai jos. Iar iau și un pas verde. Asta vreau. Ce nu sunt mai spune unul de ăsta acolo. Vreau să dau aici o cire, așa că sunt. Mai pun de apă în cazul. Asta o să nu cred că momentul în care moare. Aici am spus. Hai să urmă, că doar de ce nu? Așa, hai că nu mai grează mult așa fi, dar... Pam, pam, pam... Nu că ți-ai destul de distractiv, bă, din sincer. Adică... Chiar e distractiv. Gata, nici nu știu, spuneți, spuneți. Ha, la pena. O plan
plantă foarte bună. Bine, sunt și plante, într-adevăr, mai bune, dar asta este o plantă destul de bună. Așa, aici ne dă 300 pe mașinile de tuns iarba, nu 250, pentru că sunt 6. Deci distruge o întreagă linie de zombi. Practic, văd că nu pot să dau direct view almanac, dar... Iată-l pe domnul nenea cu mașina. Nu? Ticunul ăsta. Ce înseamnă nenea? Almanac. Ok. Jalapeno. Deci, tot zombi dintr-o linie. Practic, cireașa dă 3 pe 3. Jalapeno rade o linie întreagă. Mi se pare, o linie mi se pare că are 9 blocuri. 9 câmpuri. Jalapeno are linia întreagă. Dar tot cireașa e mai bună, fiindcă ea rade 3 rânduri, știți? Jalapeno este și el bun, dar câteodată. Dar, chestia foarte interesantă, și o să vedem asta în nivelul de astăzi, acest zomboni, nenea cu mașinuța, face gheață. Vedeți că are aici o mașinărie de gheață jos. Bine, de fapt, asta e mașinărie de gheață și cu asta face el gheață, bătătorește. Și jalapeno îi rade gheața, pentru că jalapeno dă foc. Ok, hai să jucăm normal, deci avem nevoie de astea două. Ăsta nu știu dacă o să folosesc. Ăsta și ăsta. Luăm multe din astea, multe bombe. Nu știu de ce, dar luăm. Și let's rock. Luăm pentru că momentan n-avem ceva. Mai încolo nu o să mai avem destul spațiu, o să avem prea multe plante bune. Dar momentan avem prea mult spațiu. Tot așa că, cum să vă explic? Eu am efectiv, am Windows-ul, imaginea mea pornită, cea pe care m-am jucat acum. Și pe lângă am efectiv OBS-ul, văd OBS-ul, practic eu văd două imagini, una lângă alta. Și e puțin ciudat. De asta mă mai... mă mai încurc așa puțin la vedere. Dar... nu e chiar așa rău. Na, e puțin mai complicat pentru mine cu treaba asta, pentru că am un singur monitor. Și e cam greu. Dar nu... imposibil, adică se poate, numai că nu este așa eficient. Dacă aș avea două monitoare, aș putea face mult mai ușor, mult mai bine. Dar na, nu ne permitem. Din păcate. Oh. Oh, mă scuzați, acum chiar am dat click în afară. Să apăs pe aici. Random. Și am uitat să... De fapt, cred că totuși o să pun un vlog, acest episod e planificat pentru sâmbătă. Cred că o să pun sâmbătă și un vlog din acela despre canal, în care să, să vorbim despre vacanța de vară, nu că doar a venit vara, gata, eu azi am terminat, că e bine, când filmezi acest video. Dar sâmbătă o să apară un videoclip, că practic sâmbătă este prima zi de vacanță. Unii consideră că este bine, unii consideră că e sâmbătă, aici, da, fiecare cum vrea. Ok, trece lumea pe stradă și vorbește. Și aparent trebuie să... Da, e o vinătă lângă fereastră, ești normal. Am calculatorul frumos lângă fereastră, să pot să respir și eu ca lumea. Aici n-am dat click din greșeală, prin afară am dat pentru că mi-a apărut o chestie. Și trebuia să o închid, mă rog. Oh, ce-am făcut? Oh, nu trebuia să fac asta. Ok, nu contează. Am pierdut 50 sari. Puteam să o las în producă 25, dar așa rău. Eu stați că era să fac asta. Așa că nu-s atent. De ce nu sunt atent? De ce nu te concentrezi, Gabi? În caz că nu vă dați seama, nu-l cheam Gabi ca să l-ați observat. De asta am zic singur. Să mă concentrez.
Aș opri OBS-ul, adică nu l-aș opri, că altfel nu pot să filmez, dar l-aș da pe bară ca să nu se mai vadă așa în spate, că sunt două ecrane cu Blender și zombie diferite. Numai că îmi place așa să văd totuși cum se observă, dacă se înregistrează, dacă nu. Deci e oarecum ok. Să păstrăm pentru astea două, în caz că vine ea cu mașinuța lui cu tot. Ia, ne-a cumpărat totorii. Apare nu. Cred că vine după Val. Am văzut Valul pe... Ok, hai să vadă tu, de-a venit asta. Rade o linie întreagă. Ok. Ok, continuăm așa. Dar de ce iar am văzut bărutul? Eu acum mă uit din când în când în partea dreaptă. Practic pe imaginea filmată și am văzut vreo bărut pe dreapta. Că pe ecranul meu nu i-am văzut, că nu eram pe față. Ce chestie? Ok. Adică ce de mai mare ecranul filmat decât ecranul meu pe care mă joc, fiindcă nu poate fi mărit ecranul pe care mă joc. Este... cred că un sfert din tot monitorul meu. Da, se merită pentru YouTube și pentru această selecție să luăm pe... acest fereastră mică. Da, am văzut că... nu mă lasă să filmez Blender cu zombie ca un joc, îl consider a fi o... nu-l consider a fi joc și nu știu de ce. Nu este trecut în OBS ca fiind un joc. Și ca tare nu mă lasă, probabil poate pentru că e mai vechi, nu știu ce, că nu mă lasă să-l filmez. Așa... nu mă lasă să-l filmez ca un joc și ca tare nu pot să-l filmez în full screen, trebuie să-l filmez în fereastră. Aici puteam să am văzut, dar dacă vine aia pe gheață, că sunt niște zombie care vin pe gheață. Dacă e destul de mare gheață, nu este, pentru că nu au apucat să-i vedem pe aia, dar nici nu ne-am folosit. Hai că nici nu am folosit nuca. Și am primit niște țepi. Bun. Deci. Lovesc zombie și sparg roți. Sparg roți și lovesc zombie care trec peste. Este o plantă bună și o vom folosi în următorul episod. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod. Și numai bine. Pa, pa!